Salutare dragi prieteni și astăzi pe canalul meu, eu sunt Vlogger și astăzi o să vă arătăm cum se resetează un telefon Samsung Galaxy Core 2. Și dacă v-ați uitat parola, uitați, că faceți așa, și v-ați uitat parola și dacă este... Și dacă nu v-ați uitat parola, se poate face așa. Și doar acum trebuie, da, așa, îi scoatem asta și nu uităm aici. Și vezi ce scrie, apoi scoate bateria, suflați puțin pe ea, nu chiar. Și acum, acolo vă uitați voi la voi, la bateria voastră, scrie că la mine, nu puteți să vedeți. Așa, deci, atât. Lăsăm vreo câteva secunde, cam așa ceva, 10 secunde, ok, deja l-am lăsat 10 secunde, oricum cred că chiar trebuia, și acum vom băga bateria la loc. Păi acesta, și acum să trecem la partea importantă. Fiți atenți, foarte atenți aici. Acesta ce porniți telefonul și îl stingeți, îl apăsați pe el, dar încă nu. Și apoi pe acesta, pe acesta de aici, din mijloc. Și apoi pe volumul ăsta de aici, adică ăsta și acesta. Deci am toate trei deodată. Ok? Ok, să facem. Ok, și acum s-a prins. Să arată așa. Sper că uitiți. Așa trebuie să arate. Așa. Și acum apăsați pe acesta de la volum. Ăsta este în jos și ăsta în sus. Apăsați pe ăsta în jos. Și aici o să vă apară ăsta că merge mai în jos și puteți să apăsați să uitați să facă nu merge. Ok, și acum 1 și 2. Ok, și al treilea este acum pun aici unde pornim și repornim telefonul, apăsăm foarte bine. Și acum ne-a apărut așa. Și acum la scrisul acela mare trebuie să mergem și scrie ies două linii de lete al puse date. Dăm tot aici până ajungem aici, la asta. Apoi apăsăm pe ăsta de repornire și pe pornire. Apoi ne arată așa. Și o să trească să mai așteptăm. Așa. Și acum ne apare așa încă o dată. Să nu vă speriați că s-a plăcat sau nu știu ce. Apăsați tot pe acesta de pornire și repornire. Pe acesta.
din sus de tot și acum doar trebuie așteptăm. Dumnezeu a venit. Da. Sa. Da, și acesta este spart să ducă ăsta, cum se zice, bunicul în România telefonul acesta și o să pună sticlă nouă, pentru că nu știu cum să spart. Adică, bă, da, la McDonald's când a fost seara și tata eu l-am dat la tata ca să mi-l pună în buzunar, să-și îl pună în buzunarul lui și a scăpat. Apoi și în România prietenul al meu român de România mi-a spart că i-a căzut mâna lui. Și aici o să trebuiască doar să așteptați până o să se facă așa. Foarte bine. Acum că s-a făcut așa, puneți aici la asta, la selectare limbă. Apăsați aici și vă căutați ce limbă vreți voi, absolut care vreți voi. Apoi dați aici la următorul pe acesta și pe nu mulțumesc și pe acesta. Acum nu. Pero que se ve de bien, ¿no? Aici vă arată ca să puneți numele și prenumele, dar voi dați direct aici. Ok, a fost pe Sar pe acesta. Și acum tata este resetat. Așa. Vedeți ce? Și ăsta o să-l vindem, că o să-l ducă în România, o să-l ducă acolo la reparație, după ce l-a făcut, la un vinde. Da. Cei care nu are telefon și le trebuie grav, vine și îl ia. Așa, deci uitați, este făcut așa, cum dați aici, asta e că aici nu are de lei, pe acesta, ok, acum hai să facem camera. Ok, dați așa, cum vreți voi, așa, și aici intrați pe YouTube și faceți contul și tot. Deci acolo unde scrie la cont, voi trebuie să apăsați acolo ca să vă faceți contul vostru, să nu vă mai chinuiți când o să resetați, să nu vă mai chinuiți să faceți la YouTube, la Google, la toate, să nu mai faceți această parola voastră și email-ul vostru sau numărul vostru. Da. Și ce faceți acolo? Că o să vă apară peste tot email-ul vostru, parola voastră, peste tot.
unde trebuie. Și cam atât. Asta a fost videoclipul cum se resetează un Samsung Galaxy Core 2. Și sper că v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like, subscribe și să vă aduceți prieteni voștri acest video. Dacă nu știe cum se resetează un telefon Samsung Galaxy Core 2 și apoi o să ajute la ajute. Deci cum trebuie să faceți like, ca share să vă aduceți prieteni voștri ca să resetează și ei telefonul când nu știe. Și atât a fost videoclipul și salutare!